unde am introdus și aspecte legate de munca part-time și o încercare de a avea o abordare unitară și la public și la privat, cum este normal să fie. Discuția acestea sau propunerea au reușit și din cadrul discuției de ieri de la Ministerul de Finanțe, colegii de la Dialog Social, în Comisia de Dialog Social. Și ca urmare am făcut propunerea de care vă spuneam, propunere care spune următorul lucru. Angajații în part-time, practic, plătesc contribuțiile la ceea ce primesc ca și venit. Diferența, urmând să fie, propunerea noastră este să fie suportată de către angajator, ne majund baza, tocmai ca să nu mai aplicăm și cei 25%. Este, de fapt, un mecanism care a fost și anul trecut aplicat. Se păstrează aceeași mecanism și în acest an, cu diferența, desigur, reală și, să spunem, pentru unii mai puțin plăcut, este că a crescut și salariul minim pe economie. Și probabil că de aici încep să apară unele discuții la nivelul angajatorului. În rest, în ordonanța de aseară, o să vedeți că o parte din textul, sau textul care se referea la part-time, la zona publică, a fost scos din text, pentru că ceea ce am introdus aseară, respectiv punctul 4 și 5 de la articolul 2 roman, se referă și, cum spuneam, și la zona publică și la zona privată, în zona de part-time. Așa că ordonanța de aseară cuprinde toate cele patru categorii, IT, persoane cu dizabilități, cercetare, dezvoltare și sezonierii, la punctul 1 roman. Punctul 2 roman, cum spuneam puțin mai devreme, partea de trimitere la codul fiscal și anume această zonă de part-time și șomerii care, să spunem, intră în concediu medical și, desigur, la ultimul, la punctul 3, alte trimiteri la actele normative în vigoare, tocmai ca să, ca aceste lucruri să fie aplicabile. Deci asta este diferența și vă mulțumesc încă o dată și anticipat pentru faptul că sunteți dispuși să discutăm, să analizăm într-un timp chiar foarte scurt, tocmai pentru a evita posibile situații care s-au mai și discutat în ultima perioadă, mai ales în zona de part-time, și anume cei cu venituri mici erau puși poate în situația de a veni cu sume pentru a-și, să spunem, respecta obligațiile față de stat vis-a-vis de partea de contribuții. Eu zic că este o chestiune normală și dacă sunt observații, întrebări, cu mare drag vă răspund la oricare dintre ele. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul ministru, pentru că să respectăm procedura. Așa cum ați putut constata, actul normativ care a fost trimis acum are avizele ministerelor. A fost repartizat la comisiile de specialitate. Da, declarații extrem de importante, Eugen Teodorovici, la Consiliul Economic Social, care trebuie să dea aviz consultativ, astfel încât modificările de ultimă oră privind salariile part-time să se poată face și în ședința de guvern de astăzi. Spunea Eugen Teodorovici așa, că angajații vor plăti contribuția, cei angajații part-time vor plăti contribuția pentru banii pe care îi primesc, diferența urmând să fie plătită de către angajator. Se păstrează practic mecanismul de anul trecut. Singura problemă ar fi, explica ministrul Teodorovici, că a crescut salariul minim și de aici diferențele de bani și evident nemulțumirile angajatorilor.